Astăzi vreau să vă povestesc eu deja câteva luni vă povestesc istoriei oamenilor și astăzi o să vă povestesc despre istoria lui Vasile Dincă din orașul Căgul, care cu susținerea Uniunii Europene a deschis o cantină socială. Ce înseamnă o cantină socială? Înseamnă că el a ajutat în primul rând grupele vulnerabile din Republica Moldova, din raionul Căgul. În al doilea rând, el a ajutat când s-a început războiul refugiaților din Ucraina cu mâncarea caldă, mâncarea proaspătă și iată, cu susținerea Uniunii Europene, el a primit 20.000 de euro cu care a renovat tehnica lui, a dat încă plus câteva locuri de muncă pentru bucătari. Și eu cred că va fi minunat să urmărim acest material. Bucățică din această istorie, da? Hai să ascultăm. Venitul obținut să-l folosim în proiectele sociale pe care le vom dezvolta în continuare. În momentul în care s-a început proiectul acesta de catering și sau am avut ideea aceasta, am dezvoltat prin grantul oferit de Uniunea Europeană de 20.000 de euro și a însemnat procurarea unor utilaje, cum ar fi un cuptor, o plită de gaz profesională, o marmită pentru felul întâi de mâncare, friteză, bancuri de lucru și încă vreo câteva utilaje. Noi am dezvoltat proiectul și acum avem posibilitatea, deci capacitatea de a pregăti pentru mult mai multe persoane mâncarea. Practic, înainte nu aveam posibilitate mai mult de 40-50 de persoane să pregătim. Acum avem posibilitatea să pregătim peste 200-300 de persoane deodată. Pentru noi a fost extraordinar de important acest grant din partea Uniunii Europene, pentru că, practic, noi n-am fi avut deloc posibilitatea să dezvoltăm ceva care să ne aducă niște fonduri, niște resurse pentru proiectele sociale. Îmbucurătoare aceste confesiuni, îmbucurătoare este acest ajutor, pentru că eu tot sunt antreprenoare și eu așa de bine împărtășesc ceea ce povestește acest om la capitolul n-am fi avut posibilitatea să ne dezvoltăm în criză economică, război în vecinătate, refugiați, ia și hrănește. Sunt lucruri pe care trebuie să le faci pentru că trebuie, că așa sunt timpurile, dar de unde când țara însăși nu-i prosperă? Și aceste ajutoare, ele au un impact enorm pentru antreprenori.